Nivelul de încasare a fondurilor la bugetul local a depășit cu 5,4 milioane de lei, respectiv aproape 1,4 milioane de euro, prognoză realizată la începutul anului de către autoritățile locale. Banii colectați în plus vor fi folosiți pentru continuarea investițiilor. Aleșii locale au aprobat prin rectificare bugetară ca cei peste 5,4 milioane de lei să fie utilizați pentru investiții în sistemul sanitar și continuarea investițiilor în infrastructura rutieră. Este prima dată în istoria municipiului Bacău când are o rectificare pozitivă. Avem practic adunați mai mulți bani decât am prognozat, cu 5,4 milioane RON, circa 1 milion și 400 de euro. 2 milioane de lei au fost alocate pentru Spitalul Municipal Bacău. La spital vom plăti o parte din echipamentele care deja au fost achiziționate. Cu restul banilor se vor continua lucrările de modernizare a străzilor din Bacău, aflate în plină desfășurare în diferite zone ale municipiului.